Accidentul în care a fost implicat tânărul Maramureșan de 18 ani s-a produs vineri 13 iulie pe drumul național 18. Acesta conducea un autoturism pe raza localității Moisei, a surprins și accidentat o femeie de 76 de ani, care circula în calitate de pieton, pe acostament în aceeași direcție de mers cu autoturismul, conform pe Maramureș. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei deplasându-se către localitatea Borșa, iar la scurt timp a provocat un alt accident de circulație cu pagube materiale. A oprit autovehiculul pe marginea părții carosabile, fiind identificat de către polițiștii din Moisei. Între timp, femeia rănită a fost transportată la spitalul din Borșa, unde a rămas internată sub supraveghere medicală. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,92 mg per litru alcool pur în aerul expirat. I-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcolemiei. În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore. El a fost prezentat instanței care a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 30 de zile. În cauza polițiștii continuă cercetările privind infracțiunile de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.